Oficial pârlitorul de șobolani a fost arestat 5 ani de zile cel mai probabil cum am spus în videoclipurile anterioare. Imediat urmează să vă prezint sursa și după aia vă explic ce a făcut, de ce este arestat mai precis și cine este el pentru cei care ați avut norocul să n-auziți de el până acum. Ei bine, dovada că a fost arestat vine chiar aici undeva deasupra capului meu de la scriptorul serverului său de Discord. Adică nu orice papă lapte, că scriptorul acesta din ce am înțeles, de la alții care îl urmăresc, sau stau pe serverul lui de Discord, deci nu de la 1, 2, de la mai mulți oameni, 5, 6, 7, când sunt acasă toți, 12, 13, mi-au spus, omul ăsta e omul lui, mâna lui dreaptă, pe internet, da, anunțuri și așa mai departe. Am cenzurat numele și poza lui și linkul de PayPal. Ideea e pe următor. Zice așa. Deci are de everyone că așa se anunță pe Discord. Nu vine să cred că urmea să zic asta. Puteți intra pe serverul lui să vedeți că nu este vrăja la anunțul ăsta, că nu l-o șterge el. Că oricum, eu nu pot să intru pe Discordul ăla, că m-ar imediat comunitatea lui, că nu mă suportă. Nu mă suportă de mult timp comunitatea lui, mai ales pe ce am făcut clipul ăla pe TikTok și am anunțat că a fost arestat. Am făcut jumătate de milion la el de vizionări. Mă detest aia din tot sufletul. Dar s-au dus oamenii mei și mi-au dat mai mulți. Se cu chestia asta, captură de ecran, să nu fie doar unul cu o Deci ideea în următor. Dice așa și citez. Chiar scriptorul serverului său, mâna lui dreaptă, ceva de genul. După cum ați auzit, Cătălin a fost arestat și ținut în arest timp de 60 de zile. Se pare că a fost condamnat la închisoare. Adică cu brățările la încheturi. Cei care vor să-l ajute cu un pachet bani de mâncare pot dona și am cenzurat tot ce ține acolo de PayPal link și așa că nu vreau să fac reclamă la contul omului de PayPal. Uite și eu nu fac reclamă pe gratis. Bun. Cam asta ar fi dovada oficială de la cineva din spatele lui, un apropiat de al său, dacă putem numi așa, că a fost arestat. Acum, pentru cei care nu știți de ce a fost arestat Cătălin Talent, ei bine, omul are ultima sa acuzare, pe lângă încă vreo 6 dosare penale și multe amenzi, uh, pornografie infantilă. Puteți să găsiți știri peste tot atunci în februarie când s-a anunțat că l-au prins cu pornografie infantilă, tot internetul a sărit în aer. Internetul România. Internațional nu știe nimeni de el. Doar Radal, că l-au zăpăcit unii pe Radal, un youtuber austriac. I-a scris lumea, oamenii au scris pe live. Reacționează la asta și l-a căutat și direct un clip cu el cu dildo în gură. Mă rog. Revenind. Deci, el a fost arestat pentru că mai acu ceva timp a fost reclamat de un polițist de pe YouTube, toate respectele mele și-a făcut poliția autosesizarea, pe fa pentru faptul că a maltratat un animal. Da, n-ai voie să... Ai, mă rog, ai voie să chinui un animal, dar să nu faci asta, să vadă lumea. El a chinuit un șobolan pe live. La a turnat apă fiartă pe el, opărit, l-a pârlit. Nu l-a pârlit, l-a opărit. Opăritorul de șobolanii, vom spune acum. Unde vrea Țepeș mai trăgea șobolanii în țeapă cică, așa și cătălina nostru la pușcărie va opări șobolanii sau îi va băga în ciorbă. Lăsând gluma la o parte. Din, deci, din ce a spus polițistul respectiv, Tavi Perțea, îl salutăm, a zis așa că maltratarea și promovarea de statistic sau ceva de genul, m-am uitat de mult la clipul ăla, a trecut faza aceea. Ideea e că n-ai voie să promovezi așa ceva, să filmezi un sadist, deoarece de la un animal mai mic se ajunge la unul mai mare și apoi poate să chinuie un om și tot așa. Și n-ai voie să posezi așa ceva pe internet. Cică. Și, a fost autosesizare practic de la poliție, au venit polițiști, acum nu știu, mascați de icot. De fapt, parcă de a fost. Urmează să vă explic de ce s-a implicat și dicot icotul. Deci ideea că au venit oamenii legii și au confiscat după această acuzație telefon, tabletă și ce avea prin casă. El a mai postat pe TikTok și pe, nu știu dacă și pe YouTube, dar a postat pe TikTok de pe telefonul al cuiva, că am promutat un telefon. Aș fi făcut un like pe TikTok împreună cu Ceampar și Ceampar l-a luat la mișto ca lumea, așa, subtil, elegant. ampar are școala vieții. Are școala vieții cât, pentru vreo, cât au trăit vreo 3-4 testoase Galapagos, de le trăiesc foarte mult, care are experiență de viață omul căcălău, măria ta. Bun, revenind și s-a descoperit că avea în dispozitivele sale materiale audio-video, ori video, ori audio-video, adică poze și videoclipuri mai pe scurt, cu minore. Faptă care este penală și se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare. Asta scrie și codul penal. Deținerea, distribuirea, vânzarea, multiplicarea, crearea, stocarea, Distribuirea am zis, parcă, deci orice interacțiune cu un material, mar, mar, a, ce mă bâlbui, material pornografic cu minori, este ilegal și te duci la pușcărie. Poți să-ți cap cu o amendă de te, te ustură până în mațe sau te duci de la 1 la 5 ani. Și el a fost condamnat tot așa din bârfele de pe Discord din ce s-au mai, mai scurs informații. 5 ani de zile a fost condamnat. El a, a avut 60 de zile de arest preventiv ca să nu plece din țară și a avut timp să-și ia un avocat sau ceva de genul. Nu sunt student la drept, n-am studiat dreptul, știu și eu să intru pe portal și să caut chestii în codul penal și atât. Dar nu. asta a fost procedura. Procesul bineînțeles că l-a pierdut din moment ce a fost arestat condamnat, pentru că a fost prins cu mâța în sac, practic. Și asta e, va sta 5 ani de zile la răcoare. El mai are dosare penale, vreo 6, 5, 6, 7, 10, 11 dosare, când e tot dulapul acasă, raptul, 20, ca la ăla cu copii, când îi vin acasă. Dacă știți gluma. Ideea e că omul a avut mai multe fapte. A mai chinuit o pisică pe live, a urinat peste steagul României, dacă mai treia Vadim, cred că îl smulgea ochii din cap în secunda a doi. Să-i fie țărna ușoară Vadim Tudor, un adevărat patriot. Deci da, omul m-a mai avut probleme cu lege, amenințări și ce dracu a mai avut. Reputația sa pe internet, bineînțeles că nu este una de invidiat. Adică nu e de exemplu precum Cristian Presură, profesor de fizică, adică un om cu foarte multă carte, sau Dragoș Pătraru, jurnalist super mișto și puteți da voi exemple în continuare de oameni mișto. Nu. Cătă, sau Codrin, cel mai unul dintre cei mai longevi de pe platforma asta. Sau eu bine, ți cel mai pletos ca să mă lau un pic acum. Bun. De el se știe. Pagă pe tarde în frigider, își dă cu tastatura în cap, își dă cu un dildo în cap. Nu m-a prostit de astea face. Își taie ușa cu drujba. Era să zic că își taie drujba cu ușa. Numai pentru din asta este știut. Exorcizări, fel și mai fel de prostii ce făcea el. Și da, se știa de om că diliu. Cine l-a cunoscut personal și a trecut pe la el, oamenii aceia susțin că față în față se comportă normal. Asta, care ar da mai degre, Asta ar da dovadă că este un psiholog, psiholog, doamne, psihopat sau ceva de genul. Adică poate să se comporte normal, dar vă zic eu, Degeaba e el normal când îl vizitează careva. Ca un om sănătos la cap, n-ar face ce face el pe internet. Intră pe oameni, jură pe toată lumea acolo. Bine, mulți o fac pe asta, dar el o face la modul cel mai urât. Inclusiv pe mine m-a înjurat. Fără să mă găsească pe oameni. L-am găsit eu ulterior și i-a mai umplut frigiderul, firal al dracu. Da, e o istorie cu mine și cu el. L-a înjurat pe Codrin. Dar bine, doar așa, în mod indirect. Indirect pe live, da, Codrin probabil nu dă un căcat pe el. Pe el Red pe Discord s-a înjurat toată cu el acum mulți ani. Sunt mulți care nu-l suportă pe Cătălin. ăsta a întors spatele multora care l-au ajutat. E, da. Rezultatul unui om crescut la casa de copii. În caz că nu știați, el a fost la casa de copii și de acolo e nu așa cu Pluta. Cam asta ar fi faza o Cătălin. Nu știu cât are. Maxim vreo 40 cred că are. A, și el lăuda foarte mult Olanda. ulterior să vă știre că partidul tinerilor olandezi sau ceva de genul, partid ăsta de tineri de la ei, vor să introducă pedofilia ca și orientare sexuală la ei în țară. Acum înțeleg de ce susținea Cătălin Talent atâta Olanda, că Olanda e ce trebuie. Cred că de asta, că, că îmi place carnea crudă, nu știu cum să zic. le verzi? Hai că ați prins voi ideea. Așa, și cam asta este faza. Ăsta e Cătălin, asta a făcut. Asta este rezultatul. Merită să fie la pușcărie? Eu aș fi zis că el trebuia dus la balamuc. De când a început să devină atât de popular pe YouTube, de prin 2017-2018. Dar de la an la an a început să devină în ce, în ce mai nebun. Și de când cu TikTok-ul a nebunit. Într-adevăr, te uiți o atât, îl vezi pe un nebun că își bagă pe tarda în frigider. Dar când o dă în alte exager exagerări din astea și fel și mai fel de nenorociri ce le spunea și le încuraja pe Discord, Asta îmi spunând mie oameni care au mai stat pe Discord la el. Cum ar veni ca mei, spionii mei, ruși. Sereiștii mei, mi-am trimis securiștii acolo. Oameni din Gestapo, din SS. Hai, gata cu gluma. Deci, da, am văzut și poze filmulețe cu el care face ce face pe pome. Nu mai avem nimic de zis. Cam asta este treaba cu el. Locul lui ar fi fost la nebuni, într-adevăr. Dar de mult, nu acum. Acum măcar ajungând la pușcărie, poate sunt alții care îl vedeau ca un model sau voiau să facă precum el, cum făcea el toate drăciile alea, ca să ajungă populari. Măcar așa văzând, băsta, ajuns la pușcărie. Hai, dracu, să nu mai fac precum dobitocul ăsta, că mă duc și eu acolo. Măcar descurajează uh, recidiva faptelor sale, să nu, facă, să nu ne devină alții tălii talent 2.0 sau în cazul meu, Ovidiu talent 2.0. Care, apropo, ăsta îl cheamă și Ovidiu, Ovidiu ca pe mine. Detest faptul că împart același nume cu el. Da, îl cheamă și Ovidiu. Surprinzător, ca pe mine, nu? Să-mi plătească în drepturi de autor pentru nu Mi-a făcut prenumele de râs nesimțitul. De la nume de poet roman la așa ceva. În loc să se fie oprit la mine, să fiu eu cel mai popular Ovidiu. Dar am și numărul satanei aici la numele canalului și în același timp să am părul lung ca să reprezint și binele și rău și totul, nu, trebuie să fie ăsta. Mă rog, mai sunt și alți uviți pe YouTube, dar nu mai contează. A, da, și ca asta ar fi videoclipul, vreau să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Aș aprecia să nu recurgeți doar la niște comentarii. ce te trezești tu să vorbești jos, ranga, stop, violența, te de broachere. Că mai sunt niște dobitoși de ăștia pe TikTok. N-am să citesc toate comentariile de pe TikTok. Că ți vreo 2-3 am apucat să văd așa notificări când le deschideam. Dar dacă mă apuc să dau un jos la alea 500, 1000 câte ori fie acolo, mi-e și frică. Alea de top sunt, da, la pușcărie locului acolo sau... Trebuia să fie dus la nebun de -astea. Da, mai avem și câteva perle de genul. Ca, la și, cazul, ca și în cazul justițiarului de berceni. După ce că s-a suit la geam la aia, era unii care au da, mă, dar ce, mă, dacă i-a frânt inima, ce vrei să-i fac eu dacă ia a bă? Păi dacă ești dobitoc și dormi fața ușii ei, dorme acolo ca câinele poprești, e vina mea? Ești un fraier de ajuns în halul la te lăsa manipula și apoi ce faci? Te răzbuni. Răzbunarea arma prostului. Și prost e cel ce nu se răzbună. Ai zic de gagică sa că l-a făcut de răs pe internet după. Răzbune arma prostului, dar prost e cel ce nu se răzbună. Cu final, se pare. Da. Am mai pus într-un alt clip când mi-a umplut de TV-ul te cătălin frigiderul. Eu i-am dat un raid, el a început, mi-a zis, da, îți băga și făceam cea mea și făcea, -a acum, te Mai avea un pic și înghițea, bine, nici chiar că și înghițea web-ul. Puraia pe live. Polivă nu mâncam, când n cine să facă. Apropo. Oare un orfan poate avea medic de familie? Hai gata cu glumele cu orfani. A, ce dacă bați un copil orfană la măcar nu poți să te ducă să te părască la măsa. Bun, gata, cu glumele astea. Uh, nu încurajați oamenii de genul și aveți grijă ce modele aveți. vedem dacă o să plătească careva cauțiune pentru el. Dar nu cred că o să plătească nimeni cauțiune. Nici nu cred că există posibilitate de cauțiune în România. Poate fi, da, cu sume exorbitante de bani. Andrew Tate a scăpat. Momentan, acum el n-a la domiciliu, Cătălin s-a dus de la pușcărie, căci Cătălin nu e Andrew Tate. Bine, la Andrew Tate, ce am înțeles, nu s-au găsit dovezi. S-au multe dovezi mai puține. De l-au scos din pușcărie și acum mai a la domiciliu, dar vedem ce urmează și cu frații tăi, ce se mai întâmplă. Ok, cam atât. Ne vom auzi pe data viitoare, weekend frumos tuturor, trebuie să fac și un clip mai scurt și vertical să-l pun pe TikTok. Ceau les!